Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip de Forza Horizon 5 vă voi arăta un glitch apărut ieri pe 11 noiembrie, cu ajutorul căruia veți reuși ca în 30 de minute să faceți nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de credite pe care mai apoi puteți să le cheltuiți cum vreți voi. Glitch-ul a apărut ieri și nu știu cât va dura până când acesta va fi rezolvat, așa că săriți pe Forza Horizon 5. Urmăriți instrucțiunile din acest videoclip și faceți niște bani repede până când developerii vor face patch la acest glitch. Bun, în acest videoclip vă voi prezenta prima parte de setup în care vom realiza câteva setări din joc, vom intra într-o anumită cursă, vă voi explica ce trebuie să faceți, iar mai apoi prin magia editării vom sări direct la finalul cursei, după cele 28-29 de minute. Și vă voi arăta finalul, astfel încât videoclipul nu va avea 30 de minute în care o să mă vedeți pe mine făcând nimic și veți vedea numai punctele esențiale. Și cel mai important lucru este că acest glitch este complet AFK. Deci, practic, voi doar trebuie să puneți ceva mai greu pe space, pe frâna de mână, sau dacă aveți un controller să legați o bandă de triggerul care declanșează frâna de mână și să vă faceți de lucru timp de 28 de minute, cam așa. Bun, în primul rând trebuie să intrăm în setări. Vedeți, avem 22 de milioane de credite, da? Țineți minte chestia asta. Mergem în setări frumos. Și trebuie la dificultate să modificăm câte ceva. În primul rând, dificultatea drive-atarului trebuie să fie unbeatable, pentru a crește cât mai mult bonus credits, da? Mai apoi, driving assist ar trebui să fie pe ultimate. Braking o să fie pe anti-lock off. Steering va fi pe standard, traction control off, stability control off, shifting putem să dăm pe automat, nu putem să-l dăm, îl dăm pe manual. Bun, damage, nu, iar cosmetic și așa mai departe. Practic trebuie să avem 100% bonus, difficulty bonus credits, da. Mai departe îi dăm save and continue, ieșim, mergem frumos la Creative Hub, iar aici mergem frumos la The Horizon Super 7. Dăm click și apoi mergem mai apoi la challenge card și căutăm un anumit challenge card. Dăm backspace și apoi dăm share codul aici și este un share code pe care îl aveți și în descriere. Este 18153342 și dăm enter și dăm confirm. Și a găsit acest play card, new $200 million money glitch. Bun. Dăm enter și ne va duce direct către acea cursă. Tot ce trebuie să faceți în momentul de față este să luați mașina și să o plasați într-un anumit mod cu roțile din față suspendate în tunelul pe care le veți vedea. Cursa durează 30 de minute, trebuie să o lăsați undeva la 28 de minute, iar mai apoi să resetăm poziția mașinii și să terminăm cursa. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Tunelul este cel din față. Ne-a spawnat cu spatele. Nu e nicio problemă, ne întoarcem, mergem frumos, încercăm ușurel să punem mașina să fie suspendată. Hopa, uite așa. Și acum trebuie să ținem apăsat, dar nu este complet suspendată. Ia, să vedem, trebuie să fie complet suspendată. Bun. Și acum vedeți că apă space-ul, adică frâna de mână. Și gata, asta este tot. În partea din stânga sus aveți un timer, trebuie să ajungă undeva la time remaining 2 minute. Deci peste 28 de minute, ne reîntoarcem. Eu mi-am pus telefonul să stea peste space, am pus un timer și ne reauzim în 28 de minute sau într-o secundă prin magia editării. Ei bine, și ne apropiem de momentul în care trebuie să ridicăm piciorul de pe frână, cum s-ar spune. Vedeți că mașina în continuare stă suspendată în aer și este în burnout.
După ce vom lua piciorul de pe frână sau telefonul de pe spacebar în momentul de față, mașina nu va fi utilizabilă și va trebui să îi resetăm poziția pentru a termina cursa. Și voi face chestia asta chiar acum. Am luat piciorul și gata. Vedeți că nu mai putem să o folosim deloc. Da? Așa că îi dăm Reset Car Position X și dăm Yes. Ei bine, și ne apropiem de momentul în care trebuie să ridicăm piciorul de pe frână, cum s-ar spune. Vedeți că mașina în continuare stă suspendată în aer și este în burnout. După ce vom lua piciorul de pe frână sau telefonul de pe spacebar în momentul de față, mașina nu va fi utilizabilă și va trebui să îi resetăm poziția pentru a termina cursa. Și voi face chestia asta chiar acum. Am luat piciorul și gata, vedeți că nu mai putem să o folosim deloc. Da? Așa că îi dăm Reset Car Position X și dăm Yes. Bun. Mergem frumos și va trebui să modificăm, să mergem frumos, să terminăm cursa. O luăm ușurel, ușurel, ușurel. Trebuie doar să terminăm cursa. Aba! Și asta este tot. Trebuie să sărim 8 metri. După ce am făcut chestia asta și ne oprim, am terminat challenge-ul. Dăm Enter. E foarte posibil să nu apară și nu au apărut banii în momentul acesta. Dăm Enter. Bineînțeles, dăm și noi un super wheel spin, un simple wheel spin, că de ce? Nu am mai făcut încă 5.000 de credite. Dăm like. Și după ce se va schimba sezonul și va trece partea de load screen, ar trebui în mod normal să apară numărul de credite pe care l-am făcut, care ar trebui să fie undeva în jurul a 200 de milioane. Ia să vedem. 105 milioane. Putem și mai mult, bineînțeles. Putem să mai așteptăm un pic, dar acum dacă dăm escape avem 128 de milioane. Practic în 20 de minute, cam așa. Am făcut 100 și ceva de milioane. Dacă stați undeva la 28 de minute, credeți-mă că faceți undeva la 200 de milioane. Dragii mei, nu mai întind foarte mult cu acest videoclip pentru că vreau să-l și lansez ca să puteți să aplicați și voi această tehnică. Spuneți-mi în comentarii care este suma maximă pe care ați reușit să o faceți urmând acest videoclip și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine, salutare!